proiecte, îmi doream să pot să schimb măcar puțin fața orașului în care trăiam, fața orașului Iași, să pot să-mi aduc aportul spre binele societății. Ei bine, însă pe atunci nu existau încă suficiente ONG-uri, suficiente organizații, asociații care să poată să încurajeze tinerii voluntari, astfel încât atunci când am avut oportunitatea, în anul 2013, am creat propria asociație, astfel încât, dacă nu am avut parte de sprijin în această direcție, să pot să ofer tinerilor suportul necesar, astfel încât să se poată integra, să poată să își aducă aportul pentru binele societății eșene. Asociația pe care am fondat-o se numește Tram Club Iași. Parte dintre voi poate sunteți deja familiarizați cu logo-ul asociației. Cunoașteți poate câteva dintre proiectele asociației Tram Club Iași, precum Iași orașul tramvaielor pictate, cele 12 tramvaie personalizate cu tineri, tineri liceieni sau tineri studenți de la Universitatea Națională de Arte. Acum putem merge mai departe să urmărim imagini cu tramvaiele. Primul dintre acestea, putem merge mai departe, rând pe rând, tramvaiul Papa Tram și compania. Următorul slide, vă rog. Acesta, primul realizat în anul 2013, a fost primul proiect public de foarte mari dimensiuni pe care l-am lansat cu mari emoții. În primul rând, aveam emoții despre ce va zice lumea, cum va fi perceput, dar pe de altă parte aveam și o foarte mare emoție lăuntrică, pentru că vedeam munca mea afișată în sfârșit în public. Era ca un vis devenit realitate, însă după niște ani de zile. Proiectul a continuat, am obținut sprijin din partea sponsorilor locali, astfel încât, acum mai departe, să vă rog, mergem destul de rapid prin ele. A urmat tramvaiul lui Moș Crăciun în toamna acelui Iașan, tramvaiul Iepurilă în 2014 în primăvară, tramvaiul Unirii în iarna anului 2014, apoi un proiect de suflet, tramvaiul literaturii, unde am avut bucuria de a colabora cu domnul Eugen Benea, în imaginile următoare îl veți vedea, și am creat proiectul cultural Biblioteca din tramvai. Aici voiam să ating un punct foarte important și să vă spun că voluntariatul nu are vârste, voluntariatul nu are profesii. Puteți să vă implicați ca voluntar, indiferent de profilul pe care vreți să îl urmați în carieră, să vă dați frâul liber pasiunilor pe care le aveți. Iată, domnul Eugen Benea este momentan pensionar, a lucrat în domeniul economic, știu că sunteți și de la liceul economic astăzi aici, însă după pensie și-a dorit foarte mult să-și cultive pasiunea pentru lectură, pentru carte, astfel încât a creat proiectul Cartea pe Bancă. Și împreună cu dumnealui și cu Cartea pe Bancă am dus o etapă și mai sus proiectul și l-am transformat în Biblioteca din tramvai. Proiect prin care colectăm cărți de la ieșeni pe care le transportăm apoi către mediul rural, către bibliotecile din mediul rural. O aveam alături de noi și pe doamna Felicia Popescu, cea pe care am cunoscut-o tot prin cadrul acestor proiecte și care ne-a donat și ne susține cu cărți de fiecare dată. O altă urmare frumoasă a activității de voluntariat, faptul că ajungi să cunoști oameni frumoși, oameni variați, oameni din diferite domenii și să îți creezi foarte mulți prieteni și foarte multe relații. În continuare, tramvaiul presei, tramvaiul educației, primul tramvai în care a fost organizată o expoziție mobilă la Iași. Aici puteți observa prima expoziție din anul 2016 cu lucrări ale studenților de la specializarea design. Apoi tramvaiul IEI, realizat în 2017, puteți observa în interior un eveniment cultural de prezentare a IEI din Moldova, un proiect dedicat tot elevilor de vârste diferite. Și un proiect de suflet realizat în toamna anului trecut, tramvaiul centenarului Iași, capitala renașterii naționale, proiect la care am implicat și studenții de la arte textile, design textil, împreună cu cadrele didactice de la acel departament pentru personalizarea tapiziriei scaunelor.
Apoi am aniversat în primăvară acestui an 120 de ani de transport electric la Iași, ocazie cu care am personalizat un nou tramvai, tramvaiul tramvaielor. E bine, denumirea aparține chiar studenților care s-au implicat în personalizarea acestuia. Urmat de tramvaiul coworking pe care l-am realizat în această primăvară și care a devenit gazda unei conferințe a Google România, astfel încât obiectivul pentru care am realizat acest tramvai de a putea susține conferințe și diferite activități culturale a fost îndeplinit cu succes. Iată și interiorul tramvaiului, de această dată într-o nouă abordare. Este primul tramvai din oraș care a fost dotat cu Wi-Fi gratuit și cu 7 prize interioare pentru încărcarea telefoanelor mobile sau a laptopurilor. Ei bine, putem merge mai departe. Iată câteva imagini de la conferința susținută de cei de la Google România în interiorul tramvaiului. În afară de proiectul Iași, orașul tramvaielor pictate, am desfășurat în paralel și alte proiecte, precum Papa Tram și compania, cu tramvaiul de epocă, transformat în tramvaiul copiilor la Iași, prin montarea acelei măști frontale. Proiect unde am angrenat și am cunoscut noi persoane, iată seria de reviste Papa Tram și